Dăm start unui nou episod în care Sergiu Besnitski, vocea Jurnal FM, ne duce la locurile în care au fost puse bazele familiei. Prezentatorul are origini poloneze, iar la Casa Buneilor din satul Nimereuca există și un arbore genealogic care demonstrează proveniența străbunilor. Nimereuca sunt oameni mulți ieșiți din polonezi, refugiați din polonezi. Șleachtici, asta e nobilimea poloneză. Parte din nobilii polonezi, șleachtici, le spunea, stabiliți în Kamieniec, cunoscută Kamieniec-Podolsk, au venit în Nimereuca, aici. Printre familiile de șleachtici sunt Sikorski, Stimpovski și Gologurski. Și Kotishevski. Eu știam de astea trei. Și pe linia lui Tătunia, noi suntem din Stimpovski. Pe linia Mămunii suntem din Sikorski. Deci noi stăm de vorbă cu doi nobili aici. Doi cu rădăcini polonezi, dar basarabieni. În lumea mondenă este moderator de evenimente, autor de cărți, iar timbrul lui vocal ani de zile se asociază cu Jurnal FM, postul de radio la care moderează emisiunea Plus Minus. Buneii noștri știau ce știau. Câteodată tăceau, altădată vorbeau și, ridicând paharul după toate cele îndurate, își urau pace și sănătate. Părinții noștri, când ne creșteau, uneori ne alintau, alteori ne certau, dar ciocnind cupe cu licori dionisiace, își doreau sănătate și pace. Iar noi, indiferent ce am face, vrem sănătate și pace. Sergiu, alături de mama sa, Lidia Besnitski, împart emoții și trăiri legate de aceleași locuri din Nimereuca, un sat de poveste ce se întinde pe malul Nistrului. Sunetul ăsta de poartă întotdeauna a fost... Bună ziua! Bună Bine ziua. Ați venit! Bine ați venit! Și vă invităm să treceți în o gradă. În curtea casei părintiești, care de fiecare dată ne așteaptă. Da, întotdeauna. Mama spune curtea casei părintești, dar eu zic la Mamunia și la Tătunia. Deci fiecare cu raportul său de generații. E un loc care nu poate fugi din memorie în niciun caz. Și câteodată noaptea te apucă dorurile să mai mergi pe drumurile, pe ulicioarele înguste, pe unde ai fost odată, prin salcâni, prin spini, prin ciulini, acolo unde ai alergat în copilărie. Emoțiile mă copleșesc, fără să vreau, lacrima vine, dar eu lacrimă de bucurie, de reîntâlnire cu copilăria, cu cei dragi sufletului. În casă e cald, eu am făcut foc. Da? Foarte bine. Vă invităm. Aceasta este curtea bunicilor Mihail și Anastasia Spinei, Tătunea și Mămunea, cum i-au rebotezat nepoții. Autenticitatea acestui loc, cu o prispă la intrare, cu o casă mare în care sunt conservate amintirile din trecut, îi poate conferi un statut de muzeu al familiei. Bine ați venit în casa mare a buneilor, Tătunia și Mămunia. Da, e ca i avem acolo sus părinții mamei, măca Săica și tătica Costache, alături mama și tata, și apoi încep cele nouă pierle a părinților noștri, Țaca Măriuța și Badea Vasile, cu toată familia lor, Țaca Nina cu Badea Pietrea, cu toată familia lor, familia noastră, eu, soțul meu și băieții, Vasile cu familia lor, Victor, fratele cu familia întreagă, Colea, fratele cu familia întreagă, Gheorghe, frate cu familia întreagă, Olea, soră cu familia ei și Vera, cea mai mică,
cu familia ei. Mai sunt câțiva lipsă care s-au născut mai în ultimii ani, cred că trebuie să-i completăm. Se pornește deja generația a șasea. Crearea arborelui genealogic a scos la iveală unele secrete și detalii curioase ce țin de proveniența strămoșilor. Neamul de pe linia mamei se trage din șleachta poloneză. Date mai departe decât 1700 și ceva nu sunt, pentru că au ars acte și așa mai departe. Ăsta e arborele genealogic, făcut manual de către soția mea și mine. Am vrut noi să-l facem mai creativ, nu pe foaie pur și simplu, deși îl avem și în format electronic și tipărit, iată chiar e agățat acolo. Mămânia din 1920, tătunia din 1921, părinții lor sunt din secolul 19, iată de exemplu tâca Costache din 1887, mâca Săica din 1891. Nouă ne-au luat vreo câteva zile, dar era de o plăcere, eu țin minte și acum am căutat toate materialele, am pus jos în salon, acasă și timp de câteva zile nimeni nu călca pe acolo, pentru că noi aveam de lipit, de numărat, de calculat și geometrie. Astăzi vom avea timp de povestit. Vom încerca să ne facem loc la această masă rotundă în care pe timp de vară încăpeau toți 9 membri ai familiei Spinei. Ceea ce e interesant că toți cei 9 copii au crescut într-o căsuță mică, iată asta e casa cei mari. Puteți să vedeți și acolo ei, unde am făcut focul și leați lângă leați pe lejancă și nu-i nicio problemă. Nimeni nu făcea interesant cum ne transformăm noi ca lume când nu ne ajunge ceea ce ălora din generația de mai sus li era până peste cap. Dar vreau să vă spun că am încăput, n-am simțit lipsă. Iată, la așa o măsuță, mama, da, iartă-mă, încăpeau și 8 și 9 oameni. Așa o măsuță. Da, și deși nu mâncăm dintr-în savară, pe dân savară. Asta e de o valoare incontestabilă, spirituală, da. Bineînțeles. Toți încăpeam la masă, toți încăpeam pe lejancă, nu știam că noi avem lipsă de ceva, că nu avem mâncare. Borșul era tot timpul și mămăliga fără discuții. N-am simțit lipsa niciodată. Nici de mâncare, nici de îmbrăcăminte, nici de căldură, nici de grija părinților. Nu știam. Când eram copii, așa am crezut că așa trebuie să fie. Ce-i șorul cu busuioc dimineață? Ai cu busuioc? Da, ceai de busuioc, că busuiocul și amuncă este acolo. Știi? Eu aproape fiecare zi beau acum ceai cu busuioc, ca să dai seama, cumpărat, nu mamunie. O felie de pâine cu magiun, povidlă, așa îi spune la nimereu, ca cu povidlă de care este, da? La amiază borșorul și mămăliga era, sara la fel, sau poate la amiază o bucată de pâine cu ce se nimerește, cu zahăr, țineți minte? Și la voi era, da, muiată în apă și cu zahăr, sau cu uns cu ulei și cu sare, dar seara, de-am seara era ora 4-5, borșorul și mămăliga la masa care v-am arătat-o. Și noi n-am simțit. Azi lucrurile astea schimbate și valorile devin altele, de atâta și oamenilor le pare că sunt multe greutăți. Greutățile vin de la obișnuința omului de a se adapta la situații. În timp, casa părintească a devenit casa amintirilor, locul în care au descoperit plăcerea jocurilor și au îngropat taine. Casa asta are o energetică deosebită. Ziceam că 31 de ani de când a decedat mama, 22 de ani în noiembrie se fac de când a decedat tata, dar casa trăiește. Asta e... Să uimesc mulți oameni din sat, cum așa tot vin și vin la casa asta. Părinții de atâta timp nu sunt, dar la casa asta tot vin și vin. Nu țin cont de vremea de afară, dacă li se face dor de căsuța din Nimereuca. Urcă îndrăzneți în mașină și duși sunt. Chiar dacă ultimile zile de toamnă au șters nițel din culoarea satului de baștină, Nimereuca rămâne a fi cuibul care stârnește sentimente. Noi n-am venit să ne filmăm aici. Voi ați venit să ne filmați pentru că noi am venit la Nimereuca. Pentru că eu pot, îmi permite agenda cumva și mama niciodată spune nu, ea revine acasă. Dar și mie mi-e drag și eu de mult n-am fost și noi pur și simplu am vrut să venim. Vorba moldoveanului, omul sfințește locul, iar aici au crescut generații de oameni care nu uită de unde au pornit și sunt fericiți că au unde reveni și face un foc în sobă.
asta am zis că e, am făcut prea mult foc, dar asta nu-i de rău. E chiar să nu-i. E, nu, gata, nu mai este. Marele pericol, noi am pățit-o nouă dată, vineam aici, prin noiembrie, frig, nu știu cum, intră frigul în tine și bagi foc în lejanca și ești pe urmă, dai toate țolurile la o parte să nu se aprindă. Din dorința asta de a te încălzi. Acum am prins la minte și am zis, indiferent de un braț de crujan. Un maldar de bețe de răsărită. Da, râde da. Cineva pe la așa, de bețele de răsărită. Dar știți ce căldură dau bețele de răsărită? Dorme o noapte pe lejancă, fără probleme. Am făcut-o. Așa arată cămăruța în care a crescut mama lui Sergiu Beznitski alături de frați și surori. Pierdeluță, păretar, aici e var, natural, totul, absolut. Mama, tu azi dimineața ai zis, oglinda aceea de când o țin minte, iată agățat așa, frumușel, pentru orice mărime. Da, 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 să vadă toți. Da, adică e... Am început toți. Magnific. Aici pe locul ăsta era un cuptor mare, de acolo, se făcea foc în cuptor și coșea pâine, că mai înainte trebuia să aibă cuptor de copt în casă, că altfel cum. Și făcea la cuptorul, de gura cuptorului și alături plită, pe vatră te suie cuptor. Metrajul, exprimându-ne în limbaj contemporan, e același. Și în cap și acum... Dar părea mare casa, acum nu. Noi când vineau, deci noi am numărat odată, când eram toți, când erau și moșii, mă rog, care așa, erau toți în viață, toți așa, și mamunea și tătunea, când ne adunam aici în ograda asta, deci ei nouă, cu câte nouă perechi fiecare, cu 18. Copii, 25 de verișori și nu știu, noi nu încăpeam fizic, dar mai este o casoaie acolo, casa asta și vara și cortul spunea în mijloc, în curte. Era ei, toți eram fericiți. Cu trecerea anilor îți dai seama că dorul de casă face ca distanța să pară mult mai mică, iar legătura să devină mult mai trainică. Eu visez, eu foarte des visez cum toate locurile pe deal, pe malul Nistrului, cum m-am învățat a scălda, a nota, unde a trăit mâca, cum a fost țarcul, unde a fost cuptorușul. Vreau, îi spun lui Sergiu, când mai hădem pe ulișoara aceea, vreau să mai văd cum a fost atunci și cum este acum. Orice modificare adusă casei părintești este interpretată ca o trădare. Rămâne cu varcul năsâp, rămâne... Exact. Perdeluțele spălate, călcate, cum au fost așa, nu? Curățenie, nu reparații. Da. Cumva ordonă. Cu elemente de reparații, gen dat cu var, gen lipit lijanca cu crăpat, atât. Niciun fel de intervenții... Nu altfel... schimbăm geamuri, nu trecem la termopan. Altfel iau apropo... casă. Casa aceasta a rezistat anilor. Sergiu împreună cu mama intră în bucătăria de vară, acolo unde bunicii și-au petrecut ultimele clipe de viață. La nimereu că casele este alături de casa de bază se numește cuhne. Cuhnea, fiecare gospodărie are cuhne, pentru că, de fapt, iarna mulți se grămădesc, casa e pentru, așa, mai pentru vară, pentru oameni la sărbători, dar cuhnea e căldișor, vedeți tavanul jos, sobșoară, și lejanca. Tot are sobă și lejanca. În vara lui 1988, eu aici am scris primul meu jurnal. Țineam jurnal, ce făceam eu ziua. Acolo, în linii generale, sinteza era că mamunea face mâncare, dar ea că azi m-am uitat la filmul cu tare, azi, iată, l-am citit pe Jules Verne, țin minte aici, și iată, mamunea a făcut borș. Exact vara lui 88. Tot acum m-am uitat la candeluța asta și la icoana asta veche, discutam frânturi un pic mai devreme, și asta mi-aduce aminte, sau mi se asociază cu marea tragedie a neamului nostru, care se cheamă deportările care au fost făcute, inclusiv asta, geamul ăsta, deși aici nu s-a întâmplat nimic. No. Dar chiar nu de mult am revăzut Siberia din oase, regizat de Leontina Vatamano, un film de o profunzime mare, recomand filmul ăsta tuturor,
măcar să știm. Deci nu e vorba să, e vorba să nu uităm prin ce-o trecut buneii, străbuneii noștri. Ori de câte ori subiectul ăsta intră în discuții sau văd imagini, în capul meu e geamul ăsta și cum la geamul ăsta vine chirza sovietică, bate la ora 2 noaptea, îi ridică și îi duce. Lidia Beznitsky avea doar 2 ani când trupele sovietice au intrat în Basarabia, dar își amintește în detalii acea zi odioasă. 9 mai 1945 este cea mai grea și cea mai neagră filă din istoria neamului. În acea zi au început crimele ocupanților comuniști pe teritoriul Basarabiei. Tătăca Costache a fost considerat dușmanul regimului, dușmanul poporului. Și a fost judecat și e important, sau de importanță deosebită este pentru noi rămas în istorie, au fost împușcat de încăvădiști la 9 mai 1945. Destul de simbolic. E foarte... Dar măca au fost ridicate după ce a fost el judecat și un grup de gospodari din sat, ei erau oameni gospodari. Și cel care avea 7 oi, câteva desetine de pământ, aveau cal cu căruță sau nu știu ce, o vacă și el demu era culac. Era... Dar era din categoria oamenilor gospodari. Și măca, femeia analfabetă, care nu a făcut nimic la nimeni. Analfabetă, dar foarte înțeleaptă. Da, nu se înțelege altceva. Mă refer că nu era un revoluționar cu steagul în mână să alerge. Era o femeie simplă de la țară. A fost ridicată în 49, valul din 49. A fost ridicată și dusă în Siberia ca soție de dușmana poporului, ca dintre așa ei răsculăciți. N-a știut că Bunial a fost împușcat la 9 mai. Numai pentru mine e zi tragică, zi de pomenire, cu adevărat zi de pomenire. Dacă s-a auzit noaptea de 9 mai 45, în bucuria celor care, marea biruință într-un mare război mondial, nu știu și, tu să auzi știrea că bunelul tău, noaptea și a fost împușcat. Nu cumva să-i dea drumul și nu știu ce să facă. Doamna Beznitsky nu poate da uitării nici astăzi ochii îngroziți ai părinților săi după ce bunica a fost luată cu forța din propria casă, fiind forțată să plece în Siberia. Mama a rămas în gospodărie, că era căsătorită. Dacă nu era căsătorită, și mama avea să fie să înfundie Siberia. Datele statistice spun că numărul celor deportați din Basarabia e de ordinul zecilor de mii. Unii au decedat pe drum, alții au trecut prin boli, chinuri, munci silnice. Cei mai norocoși au reușit să revină acasă. Printre ei a fost și străbunica lui Sergiu Beznitsky. Dar și acasă a fost stigmatizată, fiind numită dușman al poporului cu toate consecințele. În 56 au venit înapoi, din 49 până în 56, pentru că ei au fost... fără drept de a reveni, luată, fără drept de a reveni. Și după ce a murit Stalin, știți că s-a schimbat legea și eu am avut dreptul să se reîntoarc. Mamunea, mama mamii, cum ar fi, abia în 89... Și a putut să ne mai povestească niște lucruri care le mai știm frică, acum. Dar tot din câte mi-ai spus tu. Și eu am întrebat, dar ce până acum? Tot am întrebat și mi-ai spus, dar și-ați vrut voi să mă înfunde în Siberia și eu și să rămâi o casă de cochei fără părinți? Ceea ce mi-aș dori eu este nici mai mult, nici mai puțin, generația mea, generația care vine după mine, următoare, pur și simplu să știe prin ce au trecut părinții bunei, străbunei sau în funcție de raport, pur și simplu să știe și să nu uit, nu neapărat să... Nu despre asta e vorba. Vorba este să nu uităm prin ce au trecut. Nimereu ca bunicilor prezentatorului Sergiu Beznitsky este un loc cu atracție turistică. Viața oamenilor curge lin în limitele anilor, așa cum curge și bătrânul Nistru în albia sa.
mărturie a vechimii satului este biserica veche, care, după spusele parohului bisericii, ar avea mai mult de 600 de ani. În 1936, jumătate de sat era plin cu apă în biserică, nu a intrat niciun picător de apă. Dumnezeu a păzit-o. Eu, când am venit aici, era cam strașnic. Erau vaci, oi, împrejur biserică. Păi, oameni buni, nu-i frumos. Biserica, biserica, trebuie să o păstrăm. Acoperișul a fost schimbat recent cu țiglă de calitate spaniolă, sub conducerea verișorului meu, Dino Trestiano. Și șantierul nemijlocit a fost condus de fratele mamei, moșul meu, Victor Spinei. Da, și mulțumim frumos. Oameni cu inimă mare și iată, slavă Domnului, aici nu mai plouă. Nu, s-a el făcut. Nici nu plouă, dar trebuia de refăcut. Sergiu împreună cu mama o iau la pas pe malul Nistrului. O luntre care, tradus în limbajul nimereu, și se numește șeica. Cu șeica asta treceau Nistru. Când aveau sora mea, când a învățat la Soroca, la școala de... Ea a fost prima profesie, a avut o bibliotecar. La școala de iluminare culturală, se numea la colegiu sau, știu, la Soroca, după clasa șaptea, trece cu șeica Nistru. E că uitați-vă încolo, este o cărare, și la Soroca, pe jos, cu desaje în spate, cu borcanul cu lapte acru sau chișleac, cu o pânică coaptă. La asfalt de Moldova urmează un alt drum, alte amintiri și o casă părintească care aparține deja familiei Beznitski. Sergiu se trage din Lăpușna, satul din care a plecat încă în adolescență, dar care are puterea să-l atragă ca un magnet. Mastradui se revin destul de des, mai ales după ce a murit tata în 2009, cu orice ocazie. Acum mergem acasă, la mama. Iată, am ajuns acasă. No, așa, mama, pragul casei. Noroc. Noroc. Bine te-am găsit. Bine ai venit. Erau tineri și plini de speranțe, chiar dacă și-au început viața de familie de la zero. Aceasta este mahalaua în care și-au făcut case primii profesori. Cunoștințele astea se fac în timpul studenției. Așa și l-am cunoscut pe soțul meu, Vladimir îl cheamă. L-am cunoscut la facultate. Noi am făcut aceeași facultate. Universitatea de stat atunci se numea Vladimir Ilici Lenin. Acum e Universitatea de stat din Moldova. Am făcut facultatea de fizică-matematică. Eu, fizică-matematică, cu specialitate mai mult fizică. Soțul meu, matematică. Știi ce mi-a interesat mie? Eu l-aș fi cunoscut pe omul acela concret. Care l-a repartizat pe tata la Lăpușna. Da. Cumva, nu știu, mai este el, nu mai este omul acela care, cumva, datorită lui, eu m-am născut în Lăpușna. Am mai făcut încercări de a ne duce înainte de a construi casa. Am mai îmblat jumătate de raion de Caminca și am văzut școli. Și le-am comparat cu școala dată și am zis nu. Gata, ne întoarcem înapoi. Ai vrut mai aproape de casă. Am început la 12 august. Că nu găsăm meșteri. Și a venit tata. Și la 12 septembrie casa era ridicată. Dar unii merit în 3 zile de ploaie și o leacă au mai avut desferit. În al doilea an am făcut rest. Și de atunci avem casa. Sergiu provine dintr-o familie de pedagogi care a trăit modest, dar decent. Sunt 10 de ani la mijloc dedicați elevilor din Lăpușna. Vladimir și Lidia Beznitski au fost profesori de matematică și informatică. Cum am trăit? Cu 80 de ruble pe lună, de la salariu la salariu, împrumutând de la unul. Lucram în două schimburi la școală,
că au fost și trei cu școala serală, pentru că în sat erau foarte mulți, foarte multă lume. Satul e... Și veneam pe la ora 11 de la lucru, repede o tigaie de cartofi, două, trei familii, o farfurie de pătrunjele murate, până la culcare, încă cu cărușorul după noi. Așa au fost timpurile. Acum suntem oligarhi, dar e cu timp. Din păcate, soțul meu a murit în 2009, în urma bolii. A fost bolnav și a murit, el nu mai lucrat vreo 6 ani, a fost îngropat. A murit și de atunci trăiesc singură. Nu singură, eu cu mine, cu Dumnezeu, cu băieții mei, cu telefoanele, cu găinile, cu găinile, cu nepoatele. Am avut un scop. Când am să ajung la 75 de ani, am să las lucru. Dar până atunci am să mă strădui să fiu sănătoasă și să pot lucra activ. De la 1 septembrie nu mai lucrez. La școală am mai fost, dar nu tare des, așa, am mai fost, ni dor. Sincer să vă spun, ni dor. Mă întâlnesc cu elevii care anul trecut au absolvit clasa 9 și le zic că ni dor de voi, ni dor. Recent, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a oferit Lidiei Beznitsky medalia Meritul Civic cu ocazia Zilei Profesionale. Beznitsky Lidia, profesoară de matematică, formatoare națională în managementul educațional și în didactica matematicii, satul Lăpușna, raionul Fâncești. Și pentru că profesorii nu aveau cum să-și lase grijile școlii la școală, cei doi feciori, Igor și Sergiu, trăiau cu profesia și grijile părinților. Din cuvânt ne-am înțeles. Eu țin minte o situație. Deja eram director de școală, Sergiu a rămas... A venit de la școală mai înainte acasă și am avut o vază frumoasă pe care înainte, știți, era televizoare cu picioare, așa, și cu... Și puneam vaza și pe televizor. Dar el a primit în sărcinare să fac curățenie până când am să vin eu și să ajungă peste tot, că dacă verificam și nu ajuns pe unghiere, punem din nou să fac. Și a atins picioarele și ele și a căzut vaza și s-a stricat. Normal că avea niște emoții și bine au făcut și au făcut. Că apoi și niște cum era. Mă sună la școală și... Mama, eu vreau să spun ceva. Au căzut, nu știu cum am atins, au căzut vaza și aia, dar era o vază făcută la comandă la fabrica de sticlă. Fratele meu lucra acolo la fabrica de sticlă și o vază frumoasă făcută, nu era pe magazine. Dar am atins și au căzut vaza și aia și s-a stricat. Am zis că e las, ca să vedem când ați venit acasă. Și să știți, dacă ne-au spus așa, până am venit acasă, nimeni nu a trecut. Vaza, e vază, bine că nu am întrebat, dar nu ți-ai tăiat nici un deget, toți că și s-a liniștit și el când a văzut că eu nu ridic vocea. Părinții nici nu bănuiau că feciorul mai mic va deveni una dintre cele mai recunoscute voci din Moldova. Sergiu când era mic, parcă era o fetiță. Avea bucle blonde, galbene și cărlionțate pentru că așa e neamul tatălui. Este de tactu vroiei fată, cred că. Da, da, da. Și îi zicem Sergina. Da, și avem și o poză acolo în casă, poate de văzut. Frumoasă. Da, este o poză interesantă, nu mai țin minte pe care prag făcută. Eram eu și trei fete și celelalte, fetele țineau în brațe iepuraș, ursuleț, nu știu ce, dar eu o păpuș. Și unicul băieț țineau, este, nu știu. Da, de la grădiniță. Posibil. De la grădiniță și rodica... alături educatoarea. Eu nici n-am început să vorbesc deodată. El a început să vorbească la 2 ani, încă nu vorbea. Ca pe urmă să vorbească și unghiile eu la... Eu până și acum am scot părlea la Jurnal FM, la Jurnal TV, deci până acum. Vorbească, n-am vorbit 2 ani. Igor la 2 ani vorbea corect, frumos, bine și la 5 ani citea. Dar Sergiu la 2 ani încă nu vorbea. Dar slavă Domnului!
Amintiri frumoase legate de vremuri deloc ușoare. Frații Beznitski nu erau cu stea în frunte, ba mai mult, de la copiii de profesori se cerea dublu. Eu am început să fac probleme atunci când tata și mama mi erau profesori la matematică. Iată, acolo chiar trebuie de făcut probleme. De rezolvat probleme. De rezolvat probleme. Da, pe mine m-au învățat ambii părinți, atât în sens filosofic, cât și în sens practic, ca să zic așa, la școală. Mama mea a fost director de școală. Tu câți ani ai fost? 14 ani ai fost director de școală. 13 șoleacă. Da, bun, 14 ani. Și matematica, eu am învățat-o de la mama. Informatica de la tata. Tata a fost primul profesor de informatică în școală. Noi eram o clasă în care mai mulți colegi aveau părinții profesori. V-am spus că a venit o pleiadă de profesori tineri, familii. Și ei s-au născut cam odată. Da, cumva așa era. Și eu nici nu mai țin minte chestiuni din astea. Că iată, că dacă mamta e director, că nu știu și că erau vorbi din astea. Eu le-am depășit, el pe mine nu m-a afectat absolut deloc. De la părinți a învățat că orice lucru se face din pasiune și că orice pasiune se poate materializa dacă investești timp și multă muncă. Mama a insistat, eu am insistat să meargă la economie, că atunci era la modă. Nu, atunci abia au apărut Academie de Studii Economice. Noi suntem a doua generație acolo, a doua generație, al doilea an. Noi iuți, cum ar fi... Și decizia asta s-a luat acolo sub un nuc, nucul nu mai există, dar eu țin minte că la sfatul familiei, noi ce facem, încotro mergem, poate tot matematică, nu, hai, asiem, și ne-am dus cu tata la... Mama până în ziua de azi nu știe unde e căminul meu. Da, eu am o regulă, eu cresc bărbați, cresc băieți, da? Ei trebuie să vii acasă și eu stau la plită și să împlu... geanta cu ce trebuie. Nu s-o târâi eu să mă iau din autobus în autobus. Nici măcar, nu știi unde. Deci, nu, tata urmărit, au fost. Noi cu tata am fost odată, tata au văzut unde și a fost unica dată când tata a fost cu mine la cămin. Eu am văzut suficienți părinți acolo și tată și mamă care le făceau reparații, le dădeau cuvar, le reparau, le făceau mâncare și mă uitam cumva așa de... Eu nici nu simțeam nevoia asta. Zic că mai bine mă duc acasă și mănânc la mama. Dar aici e ca mie. După facultate, era cât pe ce să se angajeze la Banca Națională. Dar nu s-a împăcat din start cu unele cerințe care îl încorțetau. Eu aveam păr lung pe atunci. Deci puneau până aici. Cine mă ține minte, ține minte. Și am venit în șlapi, în șorturi și în tricou, cu părul lung lăsat pe spate. Bună ziua, ăsta a omuțit, domnul Paladin. El nu s-a așteptat ca la Banca Națională să vină cineva în halul ăsta. Zic, întrebați, spuneți, hai să vorbim. Luați-vă da, îmbrăcați, normal. Tot și nu-i normal. Trebuie să discutăm. Cătați în mintea, nu... Ca până la urmă, el zice, îmbrăcați-vă bine și veniți a doua zi la un interviu. Din momentul T0 în care am venit eu în șorturi și în șlap, până în momentul T1 în care am venit la cămașă, pantalon, așa, eu deja am luat decizia că nu mai vreau la Banca Națională. Am purtat discuția aceea, dar eu a fost steril. Deci ea n-avea sorți de izbândă pentru că eu nu mai voiam. Și gata, iată, experiență. Deși am avut ocazia să fiu angajat la Banca Națională, am colegi care s-au angajat. După facultate... Am avut un serviciu de vreo 3 ani la un proiect, după care cumva am fost liber profesionist. Eu cam toată viața am spirit de liber profesionist, cu mici angajări, dar și acolo e cumva pe bază de parteneriat. Nu mi-a plăcut niciodată să pup în fund pe cineva, să execut, orbește ceva, nu.
Un alt om la care a ținut să ajungă Sergiu a fost prima educatoare pe care Piciul Cică o adora în taină. Primul rând e umanos. Niciodată nu o să mă se întâlnește cu sătine, să nu se salute, să nu se oprească, să nu întrebe cum cu sănătatea, cum. E foarte. Și deștept. Emisiuni interesante. Da. Da. Foarte mult. Și mă mândresc cam așa un discipol, pot spun. Pentru că ne-a fost prima promoție. Eu mi-aduc aminte de un singur, cred că dacă se depăneam, mi-aș aduce aminte de mai multe, dar un singur caz, dacă țineți minte, nu știu cine era, temea, deci pe un tricou era desenat un șobolan, un șoarece, și cineva se temea de șoarece. Și noi, buni la suflet creștini, tricoul și ăla, și... Dar nu țin din cine era, cum, trebuie să întreb colegii. Asta era mare distracție pentru noi. Mergem pe urmele prezentatorului, iar ca să gustăm din plin din trecutul lui fericit, ajungem și la școală. Galina Vasilina este diriginta mea de clasă. Cât? 6-7? Ani, cât a fost asta? 6-7. Bine că nu, spun 6-7 pentru că nu e numărat, că e dintre a 4-a până între a 11-a. Iesă, dar noi a 7-a n-am fost. Da, da, da. Noi dintre a 6-a am sărit între a... E toți anii. Toți, da. Începând dintre a 4-a până la absolvire. Da. Sergiu Oliva, e ca așa cum vedeți. Ei când au venit în clasa a 5-a, eu am avut norocul să am o clasă în care erau 7 copii de profesori. Și ei, între dânsii, după ce s-au despărțit de prima învățătoare, parcă se mai gândeau ce o să fie mai departe, cine o să-mi învețe. Ca unul din ei să zică, dar nu vă temiți mai, mama mea vă predă matematica. Era și ficiorul meu acolo, limba rusă, tot franceză, educația fizică. Mai scurt s-au gândit băieții că aici spate... Își pot permite mai mult dacă părinții dacă se aprape. Cam mai apoi se simt pe pielea lor, că nu chiar așa, că erau în ochii părinților, în ochii mamei, în ochii tatei. Pentru că era primul la învățătură și la activitățile școlare, toate evenimentele și detaliile organizatorice erau puse pe seama lui. De pe atunci, Sergiu își demonstra abilitățile de showman. Atât mama cât și tata citeau foarte mult și el a moștenit de la tata nu numai exteriorul, dar și simțul umorului. De mic era absorbit de cărți și scenariile dezvoltate de autori. Astăzi, Sergiu Beznitschi, la rândul lui, a semnat mai multe cărți care sunt puse, la loc de cinste, pe peretele liceului teoretic Lăpușna. Eu chiar țineam să venim în școală la peretele ăsta în martie 2021, hai așa, ca să fie în afara timpului. Am realizat peretele ăsta, am venit o idee să expunem toate lucrările autorilor născuți în Lăpușna. Și am dus-o la bun sfârșit cu ajutorul lui Mihai și Pavlic. Mulțumim la mai mulți oameni care au contribuit până la urmă. Și în exclusivitate, chiar acum, eu am să adaug, asta e ultima mea lucrare, și am să o adaug aici, deși n-am niciun cui, dar, doamnă facem directoare... Facem un semnișor. Da, eu am să fac un semnișor, iată, sub cărțile astea. Astea sunt ale mele. Aici este Vasile Filat, care este pastor. Asta e cartea lui Denis Roșca, toți sunt din Lăpușna.
Pentru noi este foarte important, pentru că cărțile care sunt puse aici sunt doar machetele, dar noi toate aceste cărți le avem în biblioteca școlii și le am eu personal în cabinetul directorului, pe o poliță separată, pentru că chiar le utilizăm ca material. Ca material în special la orele de limbă și literatură română, mai nou și la dezvoltare personală. Este un mic tratat poetic care urmărește procesul de transformare a omului în păpădie. Ideea este că noi suntem într-atât de fragili în timpurile pe care le trăim, încât s-a suflat odată și oamenii pot dispărea. Mai multe detalii se găsesc în carte. Se vor găsi în carte. Da. Cine caută, găsește. Sub ochii Nanei Măriuța și a nanului Vasile Trestianu s-au perindat cei mai frumoși ani ai nepotului. Poate el e cel mai vocal din 17 nepoți de la surori și frați. Acest cuplu este unul exemplu. Nanu Vasile a fost profesor de istorie, iar Nana Măriuța profesoară de limba română. La bătrânețe încă tot mai duc dorul elevilor. Unde v-ați simțit cel mai bine? Ei, sigur că la lucru. Sigur că la lucru. La pensie e bine, dar nu chiar tocmai bine. Să încep. Văd eu. Nu sunt potrivite vremurile pentru pensionari. Sora mamei este una dintre fanele înrăite ale nepotului. Regretă că nu mai are cum să-i citească rândurile scrise în cărți fără ajutor. Ne împiedicăm în fericire, în goada după alte lucruri. Noi nu prețuim fericirea. Clipa nu prețuim. Și timpul trece și ziua de azi cu bucuriile, cu ale ei probleme, mâine va fi ieri. Și mâine se repetă iarăși. Adică atenția la tot ce-i frumos în jur. Prezentatorul a crescut printre munți de caiete, miros de cărți, înconjurat de profesori, iar cele mai scumpe povețe de viață le-a primit tot din familie. Cristina și Sergiu sunt împreună de 16 ani. Sunt o familie care trezește admirație și respect, deși în cuplu apar în lumina reflectoarelor foarte rar. Eu am rugat să fie prietena mea după care, așa, în decembrie, cred, să fim împreună. Uh-huh. 23 decembrie. Chiar țin minte, da. M-a cucerit prin faptul că are o bunătate autentică, este sincer, se comportă adevărat. Nu? Întotdeauna este alături de mine, mă susține, e bun cu toată lumea, nu alege cu cine să fie bun, este foarte constant în ceea ce face, este foarte responsabil. Și în plus este un bărbat foarte frumos, are simțul umorului, este deștept, m-a cucerit prin poeziile lui, are niște poezii extraordinare. Într-un cuplu, ca într-un mecanism, funcționalitatea depinde de anumite principii. Primul lucru de care cuplul Beznitski ține cont este respectul și înțelegerea. Dar noi am avut zile la rând în care eu vineam, ea dormea, ea pleca, eu dormeam. Noi suntem cu activități diferite. Și marea bucurie și marele avantaj este că înțelegem aceste lucruri. Pentru că dacă măcar, mai ales Cristina, dacă măcar un pic n-ar înțelege sau ar începe că măr, căr, nu știu ce, la ce oră vii, bine, eu lucrez, eu nu mă duc să... Atunci nu am fi fost împreună de mult. Eu intru în contact des cu tare multe femei. Și am avut discuții cu Cristina, cu femei frumoase, cu... Adică dacă aș vrea, te duci liber și faci și năzbâtii. E vital ca acasă să fie pace.
Atunci când vorbește de mama soacră, în vocea Cristinei, descoperim multe recunoștințe față de femeia care i-a crescut și educat jumătatea puternică. O femeie extraordinară. Eu spuneam că dacă o să avem copii, îmi doresc ca să ia foarte mulți trăsături de caracter de la ea. Știe când să tacă, când să vorbească, cum să vorbească. Poți să stai lângă ea, pur și simplu să te uiți la ea și să taci și îți este interesant cu ea. Aceeași senzație, de fapt, o am și cu Sergiu, chiar când pur și simplu stăm și nu spunem nimic, în tăcere. Pentru mine contează să ai cu cine discuta. Poți fi tu definiția frumuseții, dar într-un moment, și momentul ăsta vine foarte repede, el se stinge, pentru că... Când te afli în preajma unei frumuseți, da, începi deja. Să nu mai observi. Grigore Vieru spunea. Pare mi se Grigore Vieru, da. Când stai prea mult, și asta am realizat în diverse. Oamenii de lângă mare, oamenii de lângă munte, oamenii de lângă frumuseți, oameni, natură, nu contează. Vine un moment în care o ignori. Și atunci trebuie să ai două motorașe, minim. Motorul intern care pornește vorbele sau gândurile, sau să ai cu cine te... cine schimba un cuvânt, cu cine să te alini, cu cine să te cerți în anumite momente. Calitativ, frumos, cu impact, da, nu așa. Și atunci asta... Nu, că mie mi se pare absolut normal și am să-ți spun vorba Nanii Măriuța. De la dânsa am auzit. Noi ne mai certam cu Vasea, cu Nanu Vaselic. Și zice, dacă doi munți, la fiecare ceartă, câte un mic cutremur și munții se apropie. Și acum suntem un singur munte.